Accident teribil al raliului Iașului. Pilotul Adrian Răspopa a ajuns în stare critică la spital după ce mașina condusă de el a lovit violent un cap de pod. Din păcate, deși medicii au încercat să îl resusciteze în sala de operație, timp de 2 ore, acesta a decedat. Mașina condusă de Adrian Răspopa, în care se mai afla copilotul Cosmin Diacu, a lovit violent un cap de pod în zona Hădâmbu, în timpul celei de-a doua probe a raliului Iașului. În urma impactului teribil, pilotul a rămas încarcerat, iar copilotul Cosmin Diacu s-a autoevacuat. Adrian Răspopa a suferit multiple leziuni grave la nivelul bazinului, abdomenului și craniocerebrale. La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj medical. A fost necesară intervenția unui elicopter SMURD pentru a transporta pilotul la spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Din păcate, unul dintre cei mai buni piloți ai României, din dorința de a câștiga la Iași, de a câștiga raliul Iașului, un pilot experimentat pe o probă foarte tehnică și foarte rapidă numită Costa Ciocaboca, anul acesta proba Hădâmbu, a intrat într-un cap de pod. Din păcate, Adrian Răspop a ajuns la unitatea medicală în stare gravă cu hemoragie severă. O echipă medicală formată din medici chirurgi de mai multe specialități, datorită rănilor suferite, au încercat timp de 2 ore să resusciteze. Din păcate, nu a răspuns. Adrian Răspop a... Copilotul Cosmin Diacu se află în afara oricărui pericol, dar a fost supus unor investigații medicale suplimentare. Echipajul Adrian Răspopa Cosmin Diacu terminase pe al doilea loc prima probă din raliul de la Iași. Cea de-a doua probă a raliului a fost suspendată în urma tragicului accident.